Eram tânăr și dornic de aventuri. În toamna anului 1924, mă aflam la Barcelona, frumosul port catalan de pe țărmul Mediteranei. În corespondență a sosit aici, fiindcă avusesem grijă să comunic la timp prietenilor noua mea adresă, am găsit și o lungă scrisoare de la vechiul și bunul meu tovarăș de călătorii și vânători aventuroase prin jungla africană, Pierre Lafitte. Nu ne văzusem de câțiva ani. Scrisoarea îmi vestea noutățile mai însemnate din viața și activitatea sa în ultimul timp și se încheia cu invitația ambietoare de a petrece o vacanță odihnitoare la factoreria sa de la Cutadi. Am stat mult pe gânduri și astfel, la puțin timp după primirea scrisorii, mi-am făcut bagajele și apoi m-am îmbarcat pe primul vas de cursă lungă cu oprire pe coasta africană a Atlanticului. După o călătorie de aproape 3 săptămâni pe apă, cu trenul și cu caravanele, am ajuns spre sfârșitul lui octombrie la factoreria prietenului Lafitte. L-am găsit la biroul său de lucru. Când m-a zărit, mi-a ieșit zâmbitor în întâmpinare. În sfârșit, Mihai, ai apărut la orizont. Precum vezi. Dar nu uita, dragă Pierre, că am venit la tine pentru odihnă și absolută nemișcare. În privința odihnii să n-ai nicio grijă. Nu uita că am intrat în sezonul când activitatea noastră aici se desfășoară din plin. Nu-mi permite alte deplasări decât cele în interesul treburilor mele. Îmi pare bine că odată la câțiva ani suntem și noi de acord. Până una alta ai dus-te și ia-ți în primire camera, îmbăiază-te și vin apoi să cinăm pe terasă. Dar bătrânul bucătar Tam, ce mai face? Tot atât de bine prepară peștele și vânatul de pădure. Când ți-o spune că m-am va cu sărămăluțe și mămăliguță românească, după rețeta dată de tine, poate că nu o să mă crezi. Cum să nu te crezi? Și dacă la cine vom mânca asemenea bunătăți, nu pot să spun decât că mă declar deosebit de încântat de prima zi petrecută la factoreria din Cutadi. Plăcute și liniștite zile petreceam la Cutadi, în tovărășia lui Pierre și sub îngrijirile culinare ale bătrânului Tam. Adevărate zile de vacanță. Dar, într-o după-amiază, intrând în biroul lui Lafitte, am găsit o mulțime de oameni agitați, încinși într-o discuție care, drept să vă spun, mi s-a părut interesantă. Erau acolo, printre alții, doctorul Werty, medicul veterinar al districtului, Herbert, un neguțător de animale sălbatice și mulți alții. Sunt numai de 3 luni la Cutadi, domnilor. Și e normal să nu aveți încredere în afirmațiile mele. Vă jur însă că nu se poate să mă fi înșelat. Vă repet că trecând râul Pust, nu departe de malul său stâng, am dat în cale de un lac foarte întins, format desigur de apele aceluiași râu strânse într-o depresiune de teren. Iar pe malurile acestui lac am descoperit urme de elefanți. Și eu îți repet, doctore Werty, că te înșel profund. Cunosc această parte a Africii ca pe buzunarul meu de la vestă. Cunosc tot malul stâng al râului Pust, așa cum cunosc strada din orașul în care locuiesc. Nu există niciun lac și nici cea mai mică urmă de pahiber. Cum erau? Ce fel de urme? Erau niște găuri destul de largi, adânci cam de vreo 30 de centimetri. Și erau multe? Nenumărate. Desigur că doctorul Werty și băștinașii care îl însoțeau s-au înșelat. Eu vă asigur, domnilor, că n-am văzut niciodată un lac sau urme de elefant prin regiunea aceea. Pe acolo nu e nici pomeneală de animale din această specie. Credeți-mă că dacă aș fi văzut vreunul, nu l-aș fi lăsat să-l vâneze altcineva. Și totuși, credeți dumneavoastră, că eu am visat poate despre existența acestui lac și de urmele de pe malurile sale, susțin că lacul există și urmele de asemenea. Iar păștinașii care cunosc atât de bine ținutul și fauna sa, mă asigură că ele dovedesc trecerea pe acolo a unei întregi turme de elefanți. Eu n-am văzut niciun fel de elefant în vis. Nu povestesc niciodată decât ceea ce am văzut cu ochii mei. Vreți o dovadă a spuselor mele? E bine, întrebați-l pe ajutorul meu, El Hagi, care m-a întovărășit la Pust și care a văzut urmele ca și mine. Nu am încredere în omul dumitale.
Foarte bine, eu cred că doctorul s-ar putea să aibă dreptate. Nu se poate una ca asta, domnule Pierre. Foarte cu putință. Râul pus din pricina recentelor ploi care au fost atât de abundente a putut să se reverse în acel loc și apele sale să fie umplut vreo depresiune de teren. În felul acesta s-a format lacul. Dar elefanții au căzut și ei odată cu ploaia. Dacă am înțeles bine, Werfi n-a spus că a văzut pachidermele, ci numai urmele pașilor lor. Nu credeți cu putință ca de o turmă din acele animale scoborâte de pe muntele din apropiere să fi trecute acolo? Eu susțin în continuare că nu există în locul acela, nici n-a existat vreodată vreun lac și nici măcar o trompă de elefant nu s-a văzut în tot ținutul. Cele afirmate de Dr. Werty alcătuiesc, desigur, începutul unei nuvele de aventuri pe care intenționează probabil să o scrie. Domnule, am ascultat ironiile de dumitare cu multă răbdare, dar, doctore, iată-mă, e o copilărie să vă certați. Nu înțeleg de ce atâta supărare pentru un lucru care se poate lămuri atât de ușor. Cum? Nu ți-a dat în gând? Chela ta se află la o depărtare de 2 zile de aici, iar la râul pus se poate ajunge în 3 zile. Ați putea controla cele afirmate de Dr. Werther. La ideea este foarte bună. Mergi și tu, Pierre. Aș merge cu plăcere cu voi, dar nu pot părăsi factoreria mai înainte de 2-3 luni. Am mult de lucru aici. Și apoi, pentru ce aveți nevoie de mine? Doctorul e sigur de ceea ce a văzut, iar tu, Herbert, ești convins de contrariu. Cum niciunul dintre voi nu se dă învins, faceți-o prin soare. Eu vă voi servi de contabil. Ei, dar cine e voie să ne ducem cu toții acolo? Oricare dintre noi poate să facă această excursie. Și spre a evita orice bănuială de părtinire, n-avem decât să-l tragem la sort, nu? Ne-am înțeles, dar fără tragere la sort. Avem persoana indicată. Cine? Dumnealui. Mihai? Eu? Da, întocmai. Atitudinea dumitare neută din timpul discuției face din dumneata un admirabil arbitru. Are cineva vreo obiecție de făcut? Ce obiecție? Deci, domnilor, suntem cu toții martori. Arbitrul prinsorii dintre mine și Dr. Herbert va fi domnul Mihai Tican Romano. Ceea ce mă privește, eu unul admiteam teoria lui Pierre. S-ar fi putut ca râul ieșit din albia lui să formeze acel lac. Și dacă admiteam existența lacului, era foarte cu putință ca elefanții să-l viziteze în căutarea apii, fiindcă, după câte auzisem de la indigeni, la sud de râul Pust, exista o pădure virgină în care se găseau elefanți. Așa că, după o scurtă ezitare la început, am acceptat să devin arbitrul disputei dintre Dr. Werther și Herbert. După cum afirma prietenul meu, Pierre, drumul nu era lung și putea să devină o excursie de plăcere care răscumpăra renunțarea la vacanța mea. Și pe lângă faptul că îmi îndeplineam funcția de arbitru, se putea să am prilejul să vânez vreun pahiderm, în cazul că lacul exista și elefanții veneau cu adevărat în acel loc. Așa se face că, în după amiaza zilei următoare, am început să mă pregătesc de plecare. Dar, pe la vremea cinei, la factoreria din Cutadi, sosire niște musafiri neașteptați. Pierre, 3 domni doresc să-ți vorbesc. Poftește-i, Mihai, poftește-i. Da. Bună seara. Bună seara, domnilor. Cu cine am onoarea? Van Dift, profesor la Universitatea din Haga. Pare foarte bine. Jean Cronville, inginer geolog. Bun, și dar colegul meu, Borel. Marius Borel. Da, pare foarte bine. Poftiți. Fiți bineveniți la Cutadi. Domnule Lafitte, ne-a fost recomandat ca o excelentă gazdă și constat cu satisfacție că nu vă desmințiți. Sper că îmi veți face plăcerea de a rămâne în această noapte aici. Vă mulțumim pentru invitația dumneavoastră atât de amabilă, cu atât mai mult cu cât amurgul se arată la orizont. În cazul acesta, în primul rând, o masă bună vă va reface după osteneala drumului. Mă duc să pregătesc împreună cu Tamcina. Până atunci vă las în compania, vă asigur, plăcută a prietenului meu, Mihai. Da. Astfel am aflat înainte de cină că musafirii lui Pierre aveau oarecum aceeași direcții ca și mine. Van Tift, un savant cu renume, împreună cu cei 2 ingineri geologi, se duceau spre Mvgamii, la nord de râul Pust, pentru prospecțiuni geologice. În timpul cinei, prietenul meu, Pierre, mă întrebă pe neașteptate.
La ce te gândești, Mihai? Mă gândesc că mâine dimineață începe pentru mine din nou o viață nomadă și că de data asta voi fi singur, fiindcă tu nu vii. Și unde vă duceți? Am însărcinarea de a dovedi existența unui lac la o depărtare de vreo 3 zile de drum. Și trebuie să ducă singur, fiindcă eu nu-l pot însoți. Va lipsi vreo câteva săptămâni. Și de ce vă duceți singur? Cine să mă însoțească? Dacă vă convine, chiar eu. Stau la dispoziția dumneavoastră. Să știți că sunt un vânător plin de experiență. În vânătoarea de porumbei? Mie îmi place foarte mult vânătoarea de porumbei. Această împrejurare îți va fi de mare folos la vânarea panterelor. Da, și de ce, mă rog, nu? Să știi, prietene, că sunt dispus mai mult ca oricând să-l însoțesc pe domnul Mihai. Astfel îți vei face o idee la ce poate servi să fi fost campion de tir. Oh. Am zis! Expediția a început a doua zi de dimineață. Eram cu toții 5, întrucât Van Tift și Cromville au fost convinși de Marius Borel să facă o mică deviere de la programul prospecțiunilor geologice. Aventura ce se întrezărea îl atrăgea mult pe simpaticul marseiez. Ne însoțea cea mai bună călăuză din Cutadii, istețul și agerul Dangu. Ca plan de explorare, am hotărât să urmăm indicațiile doctorului Wertisch și drumul pe care îl străbătuse el. După o zi de călătorie destul de obositoare, înghesuiți cu toți într-un automobil, am ajuns cu bine într-un sat de pe marginea unui râu. Noaptea ne-am petrecut-o în acel sat. În zori am fost treziți de călăuză. Treziți-vă, domnule, treziți-vă. Trebuie să mergem imediat, trebuie să prindem prima cursă a podului, domnule. Bine, Dangu. Cursa podului? Ce vrea să spună Dangu? Dragă Marius, în această dimineață vei face cunoștință cu un sistem nou de a străba de curenții de apă, inventat de băștinași. Sunt foarte curios să cunosc acest sistem. Desigur că eu îmi pot suspendat printr-un artificiu oarecare. Nu, nimic din toate astea. Spune-mi atunci, dragă Dangu, mai e mult până la cel faimos lac al elefanților? Asta eu nu știu, domnule. Înseamnă că nu ai auzit vorbindu-se niciodată despre lac, despre elefanți în prejurimi de râul Ipus? Nu, n-am auzit pe nimeni. Da, dar se întâmplă adesea ca râul ieșit din albia sa din pricina ploilor să inunde terenurile joase. Bineînțeles, în locurile acelea se formează bălți care pot fi luate drept lacuri. Așa e, Dangu? Așa e, domnule. Dar elefanți n-ai văzut? Nu, domnule. Îmi pare rău. Și eu care speram să pot dovedi îndemânarea mea de trăgător neîntrecut. Totuși, aventura mă atrage. O presimt. Să vedeți că vom trece prin mare aventură. Să mergem! Este cursa podului. Precum vezi, simplă, dar ingenioasă. Trunchiuri de arbori legați între ei și acoperiți de alții mai mici, formând o suprafață pătrată. Un fel de plută. Da, o plută de dimensiuni mari pe care se pot urca vehicole, oameni, animale. Interesant e și faptul că cei patru negri care o conduc o fac să treacă de la un mal la altul cu ajutorul unor cângi lungi de fier. Da. Dar ce face Borel? Hei, Marius! De ce ai coborât din automobil? Marius! De ce te-ai așezat pe trunchiul acela chiar la marginea plutei? Ce negri gesticulează alarmați. Ce? Dar nu vedeți? Ba da! Hei, Borel! Borel! Ce s-a întâmplat? Pleacă imediat acolo! Crezi că era un crocodil? N-ai văzut! Ah, dacă l-aș fi văzut! Ne-ar fi dovedit pe loc legitimitatea titlului său de campion de tir! Ah, Cromville! Iar încep! Ei bine, vă voi dovedi imediat de ce instare Marius Borel în materie de tir! Nu, domnule! Periculos ce vreți să faceți! Periculos, nepericulos, eu n-ar știu, dragă Dangu! M-am săturat de glumele nesărate ale prietenilor mei! Ca să le dovedesc! Ia! L-am atins! Pe cine, Marius? Pe cine, Marius? Un crocodil! Glonț i-a trecut prin noi! Sunt sau nu campion de tir? Dacă nu mă înșel, sfinarea crocodilor e acoperită de o chiurasă solzoasă atât de tare că nu pot pătrunde nici armele cele mai tăioase. Nu te înșel deloc, așa este. Dar glontele meu a pătruns? Nu cred, Marius, nici glontele nu străbate chiurasa. Dangu! Dangu, ce spun conducătorii flutei? De ce se agită așa? Îi spun că domnul inginer a rănit crocodilul. Bine, și ce-i cu asta? Crocodilul e rău și răzbunător. Ceilalți crocodili ne vor ataca. Dar ce fac acum cu prăjinile? Ce caută în apă? Trupul crocodilului, domnule. L-au găsit? Nu, dar priviți, domnule. Marius, prieteni, priviți. Într-adevăr, e un spectacol impresionant. Sunt câteva zeci de crocodili care au pornit pe urmele noastre.
Ce zgomot ciudat fac! Își pocnesc fălcile ca și cum ar savura dinainte carnea noastră, care desigur li se pare delicioasă. Nu e momentul să glumim, Marius. Numărul acestor scârboase reptile care ne urmăresc crește neîncetat. Cred că acum sunt cel puțin 100 pe urmele noastre. Da. Ce spun? Depărtați-vă! Depărtați-vă de marginea Plutei! Da, au dreptate. Aici, veniți aici! Au devenit foarte îndrăzneți. Vor să se urce pe bordul Plutei. Poftim ce ne-ai făcut, Marius, cu demonstrațiile dumitare de campion la tir. Nu mai spui nimic, taci! De tăcut nu tac, dar nu mai am chef de glume. Situația este de-a dreptul îngrijorătoare. Trebuie să găsim numai decât un mijloc de a respinge atacul acestor monștri. Ah, necugetatul gest al lui Marius, îl putem plăti cu viețile noastre. Dar nu! Ce fac flutașii? Și de ce nu încearcă să conducă fluta la mare? Imposibil, domnule! Suntem înconjurați din toate părțile! Sunt vreo 200 de crocodili în jurul Plutei și numărul lor crește mereu. Greutatea automobilului nostru ușurează încercările crocodilului de a se sui pe Plută. Da, trunchiurile Plutei sunt aproape cufundate în apă. Trebuie să-i facem pe crocodili să se depărteze cu orice preț. Chiar dacă animalele nu vor reuși să ajungă pe Plută, există un pericol și mai mare. Care? Ce? Pluta noastră se află în voia curentului apei și acest curent ne poate feri spre una din vâltorile ce se găsesc în albia râului. În acest caz, moartea noastră ar fi inevitabilă. Totuși preferabilă decât să mă oricnesc în burta unia dintre monștri aceștia. Văd că ți-a revenit bună dispoziție, Marius, dar o soluție salvatoare nu-ți trece prin minte? Parcă mai am timp să mă gândesc la așa ceva? Am impresia că se gândește profesorul pentru mine. Într-adevăr, Van Tift e singurul dintre noi care cel puțin în aparență pare foarte calm și liniștit. Și eu cred, amici Mihai, că se impune să facem ceva. Trageți! E timpul să tragem, domnule! Un crocodil a reușit să se urce pe Plută! Stați-vă calmul, păstrați-vă calmul, voi ochi eu! Acum, domnule, acum iată, l-a deschis fălcile! L-ai atins, Mihai! Da, să tragem cu toții în crocodilii cei mai apropiați! Ochiți! Fuc! În condițiile astea e imposibil să ochești ca lumea! Atenție, Pluta se clatină într-un mod îngrijorător. Automobil, stand-u! Spune plutașilor să aibă grijă de el, se poate răsturna dintr-o clipă într-alta în apă. Dar ce poate fi asta? De ce se clatină atât de rău Pluta? Nu înțeleg. Crocodilii s-au retras, parcă niște ciudate elicii de vaporă s-o le scapere. Dangu! Domnule! Care e pricina acestei legănări? Nu știu, domnule, nu mă pricep în chestiuni marinărești. Dar ceilalți plutași ce spun despre asta? Spun că și în alte dăți s-au văzut în asemenea situație și că după o oră totul s-a liniștit, fără să știe cum. Bine, dar în mai puțin de o oră putem intra într-una din vâltorele râului și atunci chiar că nu mai scăpăm cu viața. Poate că oamenii aceștia au dreptate și ne găsim în fața unui mister. Eu nu înțeleg nimic din ce aici se petrece. Nu înțelegeți? Sunt crocodili. Mă faci să râd, profesor. De ce râzi? Vă spun că sunt crocodili. Aceia pe care i-am rănit provoacă această mișcare. Cei mai mulți dintre noi au țintit în ochii animalilor și câțiva dintre ei care trebuie să fie orbit s-au refugiat sub Plută ca să scape. În afară de asta, sunt sigur că unii au rămas încurcați printre trunchiuri și fac sforțări să se elibereze. Nu uitați, calitatea lor de amfibii nu e absolută. Bronhiile lor nu le permit să respire sub apă decât un timp relativ scurt. Prinși în această capcană și lipsiți de vedere, se simt asfixiați și luptă cu disperare. Când vor fi murit toți, le vor lăsa în pace. Profesorul are dreptate. Are dreptate. Explicația e științifică și logică. Cu atât mai mult cu cât și plutașii ne-au afirmat că s-au mai găsit în asemenea situații și că ea a încetat de la sine după câtva timp, care se putea foarte bine să fi coincis cu agonia crocodililor. Totuși, noi nu putem aștepta. Aceste zdruncinături violente ne pot rostogoli automobilul în apă sau ne pot azvârli chiar pe noi peste bord. Pe de altă parte, mă înfior și la gândul că ne apropiem cu fiecare minut care se scurge de vâltorile de care v-am mai vorbit. Trebuie găsită deci urgent o soluție. Dar cine s-o găsească? Vietul meu cap nu are nicio idee. Absolut niciuna. Ce-i Dangu? Ce se mai întâmplă? Crocodilii pregătesc un nou atac, domnule. Nu mai așteptați și trageți. Cel puțin așa nu se vor mai apropia, domnule. Hei, profesore! N-auzi? Ne atacă iar crocodilii. Dar ce faci acolo? Privește, Mihai. Noi ne agităm, iar profesorul mai calm decât un englez veritabil examinează în liniște trunchiurile Plutei. Vă rog să mă iertați, dar cu toată situația noastră disperată îmi vine să râd. Van Tiff seamănă într-adevăr în aceste momente cu Sherlock Holmes. Îi mai lipsește doar pipa. Te pomenesc că știi limba crocodililor și încearcă să surprindă planurile pe care le fac acum ca să le mănânce mai iute. Hei, profesore, ce cauți printre trunchiurile de arborele Plutei? Profesore! Nici măcar nu se simțește să răspund. Stai, te făcusem cu mâna să tăcem. De ce ai introdus steaua puști între două trunchiuri? Eu încep să înțeleg. Atas! Cred că a ochit unul dintre crocodile refugiați sub pluta noastră. Și acum?
Repetă jocul de adineauri. Ideea profesorului este simplu și totuși genială. Să limităm prietenii. Suntem salvați! O, și lasă că plutei încetează! Dar nu, dar nu! Plutașii se împingă cu căngile lor de fier leșurile crocodilor de sub plută. Da, domnule! Efectul ideii profesorului este dublu. Ceata de crocodil care se pregătea să ne atace din nou se risipește speriată de zgomotul detunătorilor. Trăiască profesorul Vanti! Hipin! Odată terminată cu bine aventura cu crocodilii, am acostat pluta la sărb, ne-am urcat din nou în automobil și ne-am continuat drumul. Terenul era foarte accidentat, astfel că ne-au trebuit mai bine de 5 ore ca să parcurgem 50 de kilometri, distanță care despărțea malul râului de satul Orcmor, unde călăuza noastră, Dangu, susținea că vom găsi oameni de escortă pentru expediția noastră. Îl însoțești pe Dangu în sat? Da, Marius. În ceea ce mă privește, mă voi distra în timpul absenței dumitale preparând o mâncare gustoasă. Cum te pricepi și la așa ceva? Ai cunoscut vreodată un fiu al Marsiliei care să nu fi fost o capacitate în arta culinară? Se vede că ești campion și în bucătărie, la fel ca la tir. Mă rog, Mihai, te privește dacă nu mă crezi. În orice caz, n-am să-ți dau din bucatele pe care le voi prepara, chiar dacă o să mă rogi. Wow. Ce se întâmplă, Dangu? Este anunțată sosirea noastră în sat, domnule. Priviți, chiar șeful tribului ne face onoarea să ne iasă în întâmpinare. Fiți bineveniți și socotiți-vă prietenii și oaspeții noștri, oameni albi. Mulțumim pentru cinstea făcută. Care vă este dorința? Dorim 40 de oameni care să însoțească expediția noastră. Îi veți avea. Vreau de asemenea să-ți încredințez până la întoarcerea noastră un automobil. Și în sfârșit doresc să-mi dai câteva informații despre un lac pe care l-au format nu departe de aici, apele râului Pust. Nu-ți va lipsi nimic din ceea ce dorești, omule alb. Îți voi da informațiile care te interesează. Am venit cu scopul de a vâna câțiva elefanți care au apărut, după cum suntem informați, pe malul unui lac, la vreo două zile de drum de aici. Da, da, este adevărat că unul din locuitorii satului nostru, vânând antilope pe drumul care duce la Pust, a văzut un lac și urme de trecere ale unei turme de elefanți. Elefanții aceia căutau apă. Când elefanții întâlnesc o apă stătătoare și puțin adâncă, după cum trebuie să fie aceea, elefanții rămân acolo până ce nu mai este apă. Mulțumim șefului tribului pentru veștile pe care mi le-a dat. Dacă soarele nu va fi secat apele revărsate, vom avea posibilitatea să vânăm elefanții fără mare greutate. Acum ne întoarcem la tovarășii noștri de drum și așteptăm oamenii pe care mi-ai promis. Bine, bine. Sentinelele pentru paza pe timpul nopții? Bineînțeles, Marius. Corturile sunt înconjurate de focuri pentru a evita surprizele neplăcute din timpul nopții. Nu am petrecut încă nicio noapte în plină jungă africană. E foarte cald, dar totul mi se pare încântător. Noaptea africană e plină de zgomot, de vaci și de mistere care te uimesc și te farmecă. Ce păcat că în cortul în care ne-am instalat noi doi nu l-am putut atrage și pe Fantip. El are cele mai bune idei în orice împrejurare. În orice caz, dragă Marius, te sfătuiesc să te cuști cu revolverul și pușca la îndemână pentru orice eventualitate. Crezi că vreo panteră va da ocol corturilor noastre? Tot ce e posibil. În cazul acesta, fii liniștit. Pot să contez pe iscusința și priceperea mea. Nu uita că sunt un as în vânătoare de porumbei. Noapte bună, dragă. Noapte bună, Marius.
Ce? Ce s-a întâmplat? Parcă a strigat cineva. Nu știu ce. Nu știu ce. Abia adormise. Ia-ți pușca și revolverul. Hai, da, să mergem. Dar nu se mai aude nimic. E liniște. Poate mi s-o fi părut. N-auzi santinelele, Marius? Ce li s-o mai fi năzărișul ăstor acum? Lasă-mă să dorm. Repede, repede, ia-ți armele și să ieșim. Se poate ca timpul pe care ne faci să-l pierdem cu pălăvrăgeala asta inutilă să fie pieirea noastră. Haide, haide odată. Mii de trăsnete și de elefanți. Pariez că la ora asta profesorul Vantip doarme scufundat în cele mai dulci vise. Iată că te-ai înșelat, Marius. Și ceilalți prieteni sunt în picioare. Ați auzit și voi strigătele santinelelor? Da. Ce se întâmplă oare? Nu știm încă nici noi. În orice caz bănuiesc că trebuie să fie ceva deosebit. Dacă niște oameni atât de obișnuiți cu jungla s-au speriat în felul ăsta. Așa cred și eu. Ar trebui să-l întrebăm pe Dangu. Uite, tocmai aleargă spre noi. Dangu! Dangu! Vom afla de ce imediat despre ce este vorba. Oamenii de pază au auzit zgomote ciudate, domnule. Ramuri de arbor se rup. Le rupe cineva. Dangu, și ce crezi că ar putea să fie? Animale mari. Animale mari? Te pomenești că ar fi elefanțe pe care îi căutăm. E cazul să-mi încarc pușca. Orice ar fi, trebuie să fim prudenți. Toată lumea să-și încarce armele. Ne vom apropia de liziera pădurii la marginea cantonamentului nostru. Recomand tuturor multă prudență. Prudență, m-ați auzit? Că cineva rupe ramurile arborilor. Dar dacă sunt totuși elefanți. Da, se prea poate. Ce părere ai? Nu este exclus să fie o familie de elefanți care își curăță drumul cu trompa. În felul acesta își curesc o cale mai ușoară spre locul lor de refugiu sau de adăpare. Ce, profesor? Ce? Se pare că nu ești de aceeași părere cu noi. Da, pentru că de obicei focurile îndepărtează fiarele sălbatice. Ori ale noastre ard cu putere. Cum explicați asta? Foc și fiare. Nu se prea potrivesc. Din nou aceleași zgomote. Dacă am trage o salvă în aer, poate că în felul acesta vom lămuri misterul. În ce fel? Dacă e vorba de oameni, împușcăturile noastre i-ar face să ne atace. Dacă sunt animale, vor fugi la zgomotul detunăturilor. Într-un fel sau altul, îndoielile noastre vor înceta. Eu sunt de acord cu propunerea lui Van Tift. Și eu găsesc că este o idee bună. Am spus eu că profesorul a viitor e una cele mai bune idei. Să ne apropie mai mult de locul de unde vine zgomotul. Stați, nu mai înainte. La comanda mea am descărcat o salvă. Atenție! Foc! Ați văzut? Nu se mai aude niciun zgomot. Bravo, profesore! Încă o dată te-ai dovedit genial. Felicitările mele! Ei, să ne întoarcem acum în corturile noastre și să ne culcăm. Drept să vă spun, nu mai pot de somn. Ce-i, Mihai? De ce ai rămas pe gânduri? Mă gândesc ce ar fi vrut să fie. Fiarele cele mai feroce, leii, panterele, șacalii, nu rup crengile întrecerea lor prin mijlocul pădurilor virgine. Flexibilitatea corpurilor lor le permite să se strecoare prin tufișurile cele mai dese. Dar dacă erau elefanți, n-ai spus chiar tu că elefanții își deschid calea în acest fel și că trecerea lor produce zgomot? Ba da, dar de ce această tăcere? Au rămas nemișcați în locul unde i-au surprins detunătorii? Dacă au fugit, de ce n-am auzit pașilor în tăcerea nopții? Să fi fost oare elefant într-adevăr? Iar mii și mii de elefanți. Se pare că nu mai dormim în noaptea asta. Am o poftă nebună să știu ce soi de animal își bate joc de noi. Abia am mai fost ținut ochii deschiși atât mii de somn. Dar ce sunt oameni, de ce nu se decis să ne atace? Zgomotele acestea ciudate se aud mereu, la aceeași distanță și din aceeași direcție. Deci inamicul invizibil nici nu înaintează, dar nici nu dă înapoi. Nu avem altceva mai bun de făcut decât să așteptăm ivirea zorilor, nu? Dar până atunci va trebui să stăm cu ochii deschiși. Bineînțeles, da. Marius, ce sunt întrebările astea caragioase? Stați voi în cazul acesta. Eu mă duc să mă culc. Nu, vai să stai cu noi împreună. Nu am pornit cu toți să descoperim lacul cu elefanți. Trebuie să împărțim primejdia frățește. Mii de jaguar, pantere, tigri, lei, mii de fie. Dar dacă adorm aici în picioare, voi sunteți de vină. Priviți, se luminează în sfârșit. Vom lămuri misterul acestei nopți îngrozitoare. Hei, Marius! Marius! Ce? Hai, scoală! Unde sunt elefanții? Stai, liniște. Ce tot intenționul cu elefanții?
noapte se luminează. Păcat. Acum trebuie să mă scol din somn. Ce vise frumoase aveam. Se făcea că mâncam un tort de ciocolată, uite atât de mare. Hai, încetează, Marius, încetează. E momentul să ne încordăm privirile. Zgomotele au continuat toată noaptea. Acum să le vom lămuri. Bine. E cum ziceți voi. Hei, dar ce l-a apucat pe Vantip? A nebunit? De ce râde? S-a îndepărtat de noi fără să-l simțim și a intrat în pădure. Oprește-te, Vantip! Hei, Vantip! Oprește-te! Săracul de el! Dacă n-a dormit toată noaptea, l-a apucat râsul. Văd că le face semne ca să ne apropiem. Să mergem și noi. Da. Treaba voastră, eu rămân pe loc. E mai prudent și... Hei, drăcie! Râsul ăsta este molipsitor. Nu cumva visez încă. Sau poate soarele le-a produs vreo insolație. Aș, azi noapte erau cei mai zdravi oameni din lume. Hei, prieteni, ce m-a apucat? Ce? Dacă nu-mi răspundeți, să știți că mă furi. Hei, vino și tu, Mariu. Să vedem cu cine am dormit noi toată noaptea. Sosesc, sosesc. Păi, cum înțeleg ce m-a venit să-l lipsa așa? Văd că toți arborii din jurul taberei au fost complet despiați de ramuri. Și acum acoperă pământul. Pe aici au trecut elefanți. Vă să zic că au fost într-adevăr elefanți. Atunci de ce v-a apucat să râsul? Pentru că au fost elefanți din aceia care se cațeră sprinten pe arbori și pe care numim de obicei mai muțe. Totuși vă rog să-mi explicați de ce au făcut atâta zgomot. La ce le-au trebuit atâtea ramuri rupte? Maimuțele au văzut pe însoțitorii noștri rupând ramuri din pom și împletindu-le cu spini spre a construi barierele cu care au înconjurat tabăra. Și cum la aceste animale simțul imitației este extrem de dezvoltat, s-au îndeletnicit toată noaptea cu despuierea arborilor de ramuri și frunze, producând acele zgomote misterioase care ne-au tulburat atâta. Vă mărturisesc că mă simt rușinare aventuri ca acestea în genul celor ale celebrului meu compatriot tartaren. Să mi se întâmple mie una ca asta, eu care sunt campion de tir la porumbei și explorator încercat. E o căldură înăbușitoare. De-abia mai înaintăm. Dangu! Da. Dangu! Ce se mai întâmplă? De ce sunt atât de agitați însoțitorii noștri? Se pare că ne apropiem de lac, domnule. Omul acela care a văzut lacul și care ne însoțește în expediție mi-a spus acest lucru. Tocmai voiam să vă întreb dacă vom coborî spre lac sau ne oprim, deoarece nu mai e mult până să se lase noaptea. Doresc să ne apropiem cât mai mult de locul unde presupunem că se află lacul, pentru a ne convinge, în primul rând, de existența lui. În ceea ce privește locul de popas, unde ne vom instala tabăra, aceasta o vei hotărâ tu. Bine, ce e, profesor? Nu ești de aceeași părere cu mine? Propun ca dumneata, Mihai, însoțit de omul care a văzut lacul și de mine, să plecăm înainte în recunoaștere. În acest timp, Dangu, ajutat de Marius și de Cronville, va da îndrumări oamenilor pentru așezarea taberei. De acord? Da, desigur, așa vom face. Să mergem, profesor. Mare are. Mihai, vin aici. Ei bine? Urme de elefanți. Doctor Verde a avut dreptate. Așadar, ți-ai îndeplinit misiunea de arbitru. Nu încă. De ce? Lacul există și aceste urme dovedesc clar că pe aici au trecut elefanți. Într-adevăr, dar va trebui să aducem drept mărturie un trofeu care să întărească spusele mele. Și pe acesta trebuie să-l cuceresc neapărat. Cum? Cum? Vânând un elefant. Un elefant? Îți dai seama cât de primejdios e lucrul ăsta? Știu eu prea bine că elefantul african e brav și agresiv și că nu cade fără o luptă dusă cu o stranie îndârjire. Voi lua însă imediat măsurile care se impun. Și ce anume vei face? În primul rând, nu voi recurge la armele de foc, decât în caz de mare primejdie. Doar nu vrei să prinzi elefanții cu plasa de fluturi. Bineînțeles că nu. Cunosc un sistem simplu și eficace. Gropile acoperite cu par și cu ramuri. Da, recunosc că ai mai multă experiență în materie de vânătoare decât mine. Acum cred că e timpul să ne întoarcem în tabără. Se întunecă de-a binelea. Să mergem.
unde sunt. Cine? Elefanții. Erau patru. Cum? Unde? Cum? Tu nu i-ai văzut? Nu. Atunci înseamnă că pur și simplu am visat. Ce păcat că a fost doar un vis. De ce? Omorâsem patru elefanți cu un singur foc de carabină. Cum așa? În vis era foarte simplu. Venea un fir indian spre mine legănându-și amenințător trompele. Așa. Am pus carabina la ochi și am tras. Glonțul a trecut prin toți patru și au căzut ca niște popice. Bine, bine. Asta chiar că numai în vise se poate întâmpla. Sau lui Mihausen. Dacă ar fi așa și în realitate, ne-am întoarce acasă cu o turmă de elefanți. Ce mai trezi dintr-un vis atât de frumos? Trebuie să facem o recunoaștere amănunțită în jurul lacului. Hai, scoală-te. E alte vantif. E mai nimerit pentru treaba asta decât mine. Nu, nu, nu se poate. Mergem cu toți. Merge și fricosul de Cromwell? Se poate, desigur. Atunci m-ai convins. Hai, Marius, hai. Cât îmi doresc să dau ochii măcar cu un elefant. Mă simt într-o formă extraordinară. Am să vă prepar o ciulamar din urechi de elefant să vă lingeți degetele, nu alta. Lacul e foarte întins. Ai putea să juri că e un lac natural. Într-adevăr. Asta din cauza că în regiunile ecuatoriale ploile cad atât de violente și de abundente, încât după ce straturile de pământ superficiale au fost saturate de apă, aceasta se oprește în straturile impermeabile, care nu sunt 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 impermeabile. Bine, profesore, dar terenurile pe aici sunt foarte nisipoase. De ce apa nu se scurge imediat? Pentru că sub straturile mișcătoare există o coajă dură care împiedică infiltrațiile repezi proprii pământurilor silicoase. Și cum mai seacă atunci aceste lacuri? Numai prin evaporare, trecând, înainte de a reveni la starea anterioară inundațiilor, prin toate fazele mlaștinii și mocirlei. Ce s-o mai fi întâmplat? Priviți, priviți, Dangu aleargă spre noi foarte agitat. Hey! Poate că ne vom întâlni în sfârșit cu acest elefant smuzit. Ar fi o nenorocire. De ce? N-avem carabinele cu noi? Pentru că ne aflăm în momentul de față în câmp deschis, departe de tabără. Hei, ce s-a întâmplat, Dangu? Dangu! Elefanții! Elefanții ne-au tăiat calea spre tabără. Elefanții? Cât sunt? 8 sau 10, domnule, n-am avut timp să-i număr. Iată-i! Ce este agitat în însoțitorii noștri? Elefanții sunt animale greoaie. Îi vom vâna mai ușor decât pe porumbei. Înșel, Marius. Elefanții sunt animale cu agilitate ofensivă extraordinară, de necrezut față de corpulența lor. Dar suntem înarmați până în dinți. Aș fi preferat carabinelor gropile cu țăruș pe care le-am săpat ieri. Mai avem timpul să fugim spre tabără? Imposibil, nu tăiați singura cale de retragere. Atunci ce facem? Vom încerca să-i alungăm trăgând asupra lor. Perfect. Veți vedea acum de ce e în stare Marius Salvos. Atențiune, ochiți, prieteni. Atențiune, foc! Hai să ne deschidem calea spre corturi. Foc, prieteni! Ura! Ura, primiți! Am ochit! Am ochit! Bravo, Marius! Bravo, excelent! Nu vă spuneam eu? Praf, îi fac pe toți! Ceilalți elefanți se retrag în grabă! Suntem salvați! Suntem salvați! Ura! 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 Trăiască Marius Borel, eroul zilei! Ura! Mă declar pe deplin mulțumit. Scopul expediției a fost atins. Cum așa? Am fost delegat ca arbitru al prinsorii dintre doctorul Huerte și domnul Herbert. Da. Lacul cu elefanți există. Deci prinsoarea a fost câștigată de doctor. Da. De dovadă voi duce aceste superbe trofee de vânătoare. Colții de fildeș a elefantului împușcat de prietenul nostru, Marius Borel. Da. Sunt de acord că tu, Mihai, ți-ai atins scopul propus. Eu unul însă deocamdată nici gând n-am să pornesc mai departe spre Ngami. Bine, dar prospecțiunile geologice, ce faci cu ele? Pot să mai aștepte.
Mai înainte de a fi inginer, am dovedit că sunt un mare vânător. În ceea ce mă privește, aș prefera să mă înapoiez la Cutadis, să-mi pot continua vacanța întrerupă, fiindcă mă simt destul de obosit. Nu, nu și nu. Mii de pipe marseiese. Te rugăm să nu ne părăsești mai înainte de a captura un elefant. Să-l capturez? Chiar așa cum ai auzit. Vom demonstra astfel tuturor că suntem vânători cu renume universal. Să știți că ideea lui Marius mă tentează enorm. Profesore, ce părere ai? De acord. De-abia mi-am deschis gustul pentru vânătorile de elefanți. Bine, bine, dar ceea ce vreți să faceți, să știți că e foarte primejdiu. Nici de cum. Vom săpa grob de jur împrejurul taberii noastre și le vom acoperi cu crengi. Nu se poate să nu prindem astfel măcar un exemplar, dacă nu o duzină. Grob fără pare ascuțit. Vor ieși imediat din ele. Nu cunoașteți inteligența elefanților. E un sistem infailibil, am zis. Hai, Mihai, fii de acord cu noi. Promitem că va fi ultima noastră aventură cu elefanți, nu-i așa, Marius? Promit, pe cuvântul meu de vânător și de marseiez. Fie, văd că n-am încotro. Altfel, nu mai scot la capăt cu voi. Gata, domnule. Acum trebuie să ne alegem un loc bun pentru a sta la pândă. Așa vom face, Dangu. Va trebui să stăm absolut ascunși și în același timp să fim destul de aproape de locul unde se află gropile. De ce aproape? Dar e foarte simplu, Marius. Pentru a putea să alergăm spre gropi în momentul când vreun elefant a căzut într-una din ele. Ce-ar fi să construim o colibă? Faimos sistem pentru a fi zvârlit în aer cu ea cu tot. Chiar așa, elefanții sunt atât de inteligenți încât își vor da seama imediat de schimbarea produsă în peisaj. Da. Și apoi, între apariția lor și atac, ar trece un timp prea scurt și ne-am vedea înconjurați de ferocile animale care ar izbuti astăzi ceea ce n-au reușit ieri. Deci ideea lui Cromville se respinge. Dangu, da? Ai tu altă propunere? Da. Singurul lucru pe care îl putem face e să ne urcăm în arborii cu trunchiurile mai groase. Să așteptăm acolo sosirea elefanților. Da, dar dacă înconjoară arborii, cum ne mai dăm jos? Dar n-ar fi rău dacă s-ar întâmpla așa ceva. Am putea trage în elefant fără teamă și n-ar fi de mirare să izbutim să repetăm isprava ta de ieri dimineață. Da, cred că e singura soluție acceptabilă. Ce spui, profesore? De acord cu voi. În acest caz, ideea lui Dangu a fost admisă. Să trecem la fapte. Adică să ne alegem arborii și să ne urcăm în ei. Până nu vine elefant să se bea apă. Pentru a lărgi sectorul tragerii noastre, nu ne vom urca în același arbore toți cinci care avem arme de foc. Vom forma două grupuri. Van Tift, Dangu și cu mine ne vom urca în acest arbore. Iar Marius și Cromville în celălalt. Și de ce? Adică noi să fim numai doi. Pentru că sunteți cei mai grași. Da. Și apoi fiindcă nu știm cum s-ar putea împărți cinci ființe în două părți egale. Elefanții! Sosesc elefanții! Repede, repede, urcați-vă în copaci! Hai! Nimeni să nu se miște, domnule! Să lăsăm să ajungă la lac! Mi se pare că vin spre copacul nostru, Marius! Să nu-ți fie teamă! Vă știi doar ce ochitor sunt! Încetează, Marius, vorbăria! Elefanții te vor auzi și astfel nu se vor mai duce spre gropile de lângă lac, ci vor veni direct spre noi! Atât mai bine! Nu te ajunge pătarea de ieri! Vă rog, nimeni să nu se miște, domnule! Nimeni să nu tragă vreun foc de armă! Elefanții se duc spre lac! Care din voi? Cine a făcut imprudența asta? Ne-au descoperit. Ne-au descoperit, domnule. Se îndreaptă spre copaci. Și sunt numai puțin de 6 exemplare. Asta numai Marius a putut să o facă. De ce n-a avut răbdare? De ce n-a avut răbdare? De ce? Acum e inutil să ne băicărim, Mihai. Va trebui să rezistăm asaltului pe care îl dau asupra copacii. Fără grijă, domnule profesor. Copacii sunt rezistenți. Trebuie să-i facem să renunțe la acest joc primejdios. Foc, prieteni! Asupra copacului nostru s-au abătut numai doi elefanți. În schimb, copacul în care se află Marius și Cromville e zguduit de cei la spate. Dacă își dau seama că Marius s-a tras asupra lor. Trageți, domnule, trageți! Elefanții au părăsit câmpul de luptă, uitați-i, fug, domnule! Sunt clăbit mortal! În schimb, ceilalți nu renunță la luptă. S-au retras numai la câțiva metri de copaci. Să continuăm să tragem asupra lor.
Sunt încă în bătaia puștilor noastre. Inutil să mai tragem. Nu ne mai putem face niciun rău, iar munițiile noastre sunt desfârșite. Și cât vom sta în copaci? Doar nu ne vom petrece tot restul vieții cocoțați în aceste cuiburi de barză. Vom aștepta noapte. De ce? Elefanții se vor retrage în pădure. Crezi? S-ar putea. Vom profita de întuneric, ne vom coborî din arbori și ne vom refugia în tabăra noastră atât de bine întărită. Iartă-mă, dar de data asta ești naiv, dragul meu. Sunt convins că, dimpotrivă, elefanții nu vor părăsi o pradă pe care o consideră sigură. În toiul nopții, orice apărare devine mult mai grea. Atunci să pregătim încă de pe acum, cât mai este ziua, ceea ce este necesar pentru salvarea noastră. Eu știu ce vom face. Ce? Ce? Voi trece în arborele vecin, de acolo în altul și iar în altul. Avem destule frânghii cu noi. Voi tăia mai întâi ramuri din arborele nostru, iar dumneavoastră de asemenea, domnule, cât vei putea mai multe. Eu voi arunca ramurile aproape de elefant. Explică-ne, Dangu, nu înțelegem unde vrei să ajungi. Veți vedea numai decât. Vă rog să vă apucați imediat de lucru, domnule. Bine, 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 vom face întocmai. Ne bazăm pe experiența și ingeniozitatea ta. Privește la Dangu, Mihai. A sacrificat până și scara de frânghie pe care ne-am urcat în copac. Cred că aici vom rămâne pe tot restul vieții noastre. Are el un plan și eu am toată încrederea în Dangu. Din toate frânghiile pe care le avem la noi, am dat o frânghie lungă, lungă. Iar la extremitatea ei a făcut acum un laț. Iată cu câtă măiestrie a aruncat frânghie în arborele vecin. Vezi? Uite, lațul s-a prins solid de unghiul format dintre ramurile acelea două groase. Dați la mine ramurile, domnule, așa? Așa, succes, succes, Dangu! Dați-o dumneavoastră! Ura! A aterizat în copacul unde se află Marius și Cromwell. Văd că s-au apucat să taie și ei ramuri. Iar Dangu repetă jocul trecând în alt copac. Totuși nu înțeleg, înțeleg unde vrea să ajungă, ce vrea să facă. Am văzut că a luat de la Marius o cutie de chibrit. Nu cumva vrea să aprindă un foc. Asta e și impresia mea. Dar nu pot crede în eficacitatea acestei stratagene. Un foc aprins la o asemenea înălțime nu va fi luat în serios de pachidermele întărâtate. Alta ar fi fost situația dacă Dangu s-ar fi putut coborî pe pământ spre a prinde focul, nu? Eu încep să înțeleg planul călăuzei noastre și cred că este singura noastră salvare posibilă. Care, care? Iată-l. A aprins o ramură și a lăsat-o să cadă. Și încă una. Încă una. Dacă focul nu se va stinge de la sine, îl vor împrăștia elefanții, să știi. Am impresia că nu focul se va împrăștia, ci elefanții. Pornesc spre câmpie. Nu, dar câmpia se află între lac și crângul în care ne adăpostim noi. S-a oprit chiar acolo. Asta înseamnă că și planul lui Dangu a ieșit. Într-adevăr, în noua lor poziție ne închid acum și drumul spre tabără. Intensitatea focului sporește mereu. Ne înăbușe fumul. Riscăm să murim asfixiați. Hei, ce-i Dangu? Dangu! Dacă noi rămânem în pom, murim cu tot. Asta o știm și noi. A spus domnul Marius că e mai bine să coborâm din copac. Cine mai rămâne altceva de făcut? Vom coborâ! Hai! Cobor, profesor! Ce pot face? Adio, prieten! Acum e rândul dumneavoastră. Hei, și tu? Tu? Eu duc frânghia domnului Marius și domnului Cromwell. Pe urmă coboară și Dangu. Dangu obișnuit. Asta jucărie la Dangu, domnule. Îți mulțumesc în numele tuturor, Dangu. Ești un prieten admirabil. Iată-ne iar cu toți împreună. Mă întreb cum de-ai reușit să cobor cu kilogramele tale, Marius. De mic copil mi-au plăcut numerele de circ. Vrei să spui că nu ești numai campion de tir, ești și campion la trapez, da? Poate că ești și campion la idei geniale, scumpul meu Borel. Da. Te-ai lăudat față de Dangu că ai un plan care ne va ajuta să scăpăm din capcana asta. Sper că nu vom sta aici până când vor binevoi elefanții să plece. Dar ce putem face altceva? Să punem în aplicare ideea mea. Care? Eu cred că ne putem duce liniștiți și în toată siguranța la corturile noastre. Cum asta? Lui Marius îi arde de glume, ca de obicei, chiar când ne aflăm în situații disperate. Ba nici de cum! Ne vom proteja cu un foc portativ. Așa. Elefanții ne vor respecta de teama flăcărilor ca și acum. Ce credeți? Cred că ideea ta e bună. Dar cum vom face? Cum să transporti un foc pe o distanță de mai bine de un kilometru până când să ajungem la corturi? Dangu are și el o idee. Da, ascultă, Dangu. Facem un fel de targă. Pe ea punem mereu crengi care ard.
Elefanții văd focul, ei se tem de foc. Eu iau la fugă, noi mergem înainte până ajungem în tabără, domnule. Găsesc ideea excelentă. Da, și eu, și eu. Da. Așa, de acord. Bun, atunci să trecem la fapte. Haideți! Ideea călăuzei noastre ne-a salvat viața. Elefanții, care până atunci nu se mișcaseră de pe malul lacului, văzând că focurile, pricina fricii lor, începeau să înainteze, fugiră în direcția în care dispăruseră mai demult ceilalți doi. Fără îndoială că fenomenul acela al focului ambulant li se părea ceva foarte primejdios și găsiră într-o fugă prudentă mijlocul de a scăpa dintr-o catastrofă. Ceea ce pentru noi a însemnat, bineînțeles, salvare. Noii și simpaticii mei prieteni se săturaseră însă definitiv de vânătoarea de elefanți. Așa se face că în zorii zile următoare, mica noastră expediție s-a fragmentat. Profesorul și inginerii au plecat spre Mgami pentru a-și începe prospecțiunile geologice, în timp ce eu, însoțit de Dangu și restul expediției, ne-am înapoiat triumfători la Cutadi. Ei bine, domnule Mihai, așteptăm nerăbdător verdictul dumitale. Există sau nu există lacul? Ați văzut sau n-ați văzut elefant? Hai, dragul meu Mihai, nu ne mai fierbe fără apă. Risipește-ne curiozitatea și spune-ne mai degrabă. Cine a câștigat pariul? În primul rând vreau să știu dacă ați pregătit vreun banchet pe cheltuiala celui care a pierdut. Înțeles, da. Dar cine a pierdut? Nu spun acum în niciun caz, ci la sfârșitul banchetului. Nu. Nu doresc să-i spun pe vreunul din comesen la primejdie unui indigen. Nu e nicio plăcere să știi că toate bunătățile din care se înfruptă comesenii trebuie să le plătești din banii tăi. Deci, până la desert, nicio vorbă în plus, ca să nu stricăm pe trecere. În cazul acesta, poftiți, vă rog. Masa ne așteaptă. Sfârșit, cred că a sosit clipa când vom afla cine este câștigător. Da, desigur, desigur. Întrucât ne aflăm la desert și eu consider că ar fi momentul să vă destăinesc rezultatul cercetărilor. Cine este învingătorul? Veți afla numai decât. Dați-mi voie să deschid capacul acestui cufăr. Priviți, domnilor. Priviți. Cred că n-ați văzut de mult asemenea exemplare de colț de fildeș. Bravo! Bravo! Domnilor, în fața acestor probe evidente, mă recunosc învins. Permiteți-mi să fiu primul care să-l felicit pe dr. Werthy și să ridic paharul în sănătatea lui și a tuturor celorlalți comeseni. Hip, hip! Ura! 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 Ura!